Bună, dragilor, sunt Laura și vorbesc aici cu voi de obicei despre yoga, minimalism, feminitate, vegetarianism, călătorii spirituale și cărți. Astăzi vreau să vă fac o paralelă între cărțile digitale. Am aici un Kindle. Și este un Kindle de la Amazon și mai am un care arată așa. Și mai am un câteva aplicații pe care le am pe telefon. Este Scribd și este altă aplicație, este tot Kindle pe telefon. Am practic două aplicații. Am un device pentru acest Kindle, pe care tocmai vi l-am arătat, acesta. Am un device pentru Kindle, doar pentru Kindle. Și am pe telefon atât aplicația Kindle, cât și aplicația Scribd. Haideți să vedem care e diferența și cum e ușor de citit sau accesibil, sau care este diferența între aceste cărți printate și cărțile din aplicație, cele e-book-uri sau audiobook-uri, audiobooks. Spuneam acum ceva vreme într-un vlog, cred că acum un an sau chiar mai mult de un an, că în ultimul timp am tot citit cărți digitale, e-book-uri, și că am început să ascult cărți, acele audiobooks. Care sunt aplicațiile și ce s-a întâmplat față de ultimul vlog în ultimii un an, doi ani? Ei bine, cărțile pe care le vedeți aici la mine sunt cărți pe care fie le-am împrumutat, fie le-am primit cadou. Nu sunt cărți, n-am mai cumpărat cărți printate. Am preferat, și asta fac, să citesc cărți e-book-uri, să citesc cărți digitale, le spun eu, sau să ascult cărți. De obicei, când merg cu mașina, îmi pun o carte, un audiobook și citesc și l-ascult 3 ore, 4 ore, practic un drum până la Târgu Jiu la ai mei și înapoi ascult o carte și eu o să vă spun și ce cărți am ascultat în ultimul timp și de ce vi le recomand. Este foarte simplu să fac asta pentru că am oricum acel timp mort și asta fac, de exemplu, când sunt și în casă, când fac curat, când gătesc, când mănânc, când mă machiez. Am mereu o carte pe care o ascult, iar dacă nu am o carte, am un podcast sau un vlog. Mereu e ceva care îmi îmbunătățește, îmbogățește nivelul cultural, experiența cumva, învăț tot timpul. Prefer asta în locul muzicii. Știu, nu dați cu pietre, am o grămadă de prieteni care ascultă muzică și alegerea lor, cultura mea muzicală este destul de slabă, dar nu vorbim despre asta acum. Adică, ok. Haideți să vă spun, o să vă spun o carte pe care vă recomand, care este evident și în format digital, adică o găsiți în e-book, însă eu am împrumutat-o și atunci o am în format fizic. Este deja peste tot, este Gabor Mate, Când corpul spune nu, Costul stresului ascuns. Este un bestseller deja. Gabor Mate este un psihoterapeut arhicunoscut, este canadian. Am mai citit de el cartea cu fantomele, The Hungry Ghost se numește, am citit-o în engleză. E bine, este o carte pe care o recomand dacă vreți să aflați mai multe despre somatizarea diverselor emoții, despre somatizarea stresului, despre somatizarea fricii și despre somatizare în general. Cum somatizează corpul? De fapt, somatizarea asta înseamnă cum reacționează corpul la diverse emoții și cum, care în general sunt reprimate. Eu nu rezonez foarte tare cu Gabor Mate, recunosc, îmi place să-l ascult, îmi plac vlogurile lui, îmi plac interviurile cu el. Cartea este, cărțile pe care le-am citit, asta fiind a doua, nu mă entuziasmează așa de tare, nu știu de ce să vă spun, dar prefer pe el vorbind. Este o carte pe care, așa cum v-am spus, o găsiți pe Kindle și o găsiți, cred, și pe Scribd. Și o să fac o pauză acum, ca să știți, sau ca să vă spun că, de exemplu, aplicația Scribd presupune un abonament de 50 de lei pe lună. O descărcați pe telefon, plătiți acel abonament lunar, practic vi se extrag banii direct din cont și aveți atât audiobooks cât și e-books. Și podcast-uri și multe altele sunt, nu mai plătiți nimic suplimentar. Pot să fie excepții, dar, în mod normal, din câte am întâlnit eu până acum și citesc și ascult destul de multe cărți prin această aplicație, nu mi s-a întâmplat. Mi se pare extrem, extrem de eficientă din punct de vedere al plăților pe care le fac, acel 50 de lei, atât costă o carte,
și câte cărți, a câte cărți am acces. Și evident, ce se întâmplă în momentul în care am o aplicație este că am acces la cartea respectivă instantaneu, o descarc, pot sublinia, pot să-mi fac rezumate, pot să caut cuvintele în engleză. În general se găsesc cărți în engleză, n-am căutat nicio carte în limba română, nu știu dacă există, dar am acces instantaneu la un dicționar, de ajuns să ating cuvântul pe care vreau să-l traduc și să-l traduc, nu-l traduc, să-mi explice ce înseamnă, se explică tot în engleză. Și mi se pare extrem de simplu de citit și de înțeles și de luat notițe și de salvat pagini și de pus diverse semne în anumite zone ale cărții respective. Deci vă recomand Scribătâca, aplicație este absolut genială, mie mi-a schimbat viața în sensul că am reușit să ascult, în primul rând, mult mai multe cărți. Practic așa am început să ascult cărți, acele audiobook-uri, prin această aplicație Scribătă. Kindle, pe de altă parte, am acest Kindle de la Amazon, care este foarte simpatic și e foarte ușor de citit, mărit fontul, se pot schimba culoarea ecranului, asta se poate întâmpla și la scribă de numai la Kindle. Doar că aici este un device dedicat Kindle. Aplicația Kindle se găsește și pe telefon, dacă nu vreți să investiți în genul ăsta de device, care a fost undeva la 2000 de lei, a fost destul de scump, sunt și Kindle-uri mai ieftine, câteva sute de lei. Ei bine, pentru mine a însemnat pasul numărul 2 să am genul ăsta de device după telefon, pentru că orice aș zice față pentru ochi este obositor cititul pe telefon. E bine, pe acest Kindle este foarte prietenos cu ochii și cum în ultima vreme mi-am dat seama că au început să-mi obosească ochii, îl prefer. Aici se cumpără fiecare carte. Același avantaj că este instantaneu acces la ea, că unele cărți sunt uneori gratuite, dacă aveți diverse abonamente care să vă înștiințeze când acele cărți sunt gratuite, că dacă, de exemplu, cumpărați o carte, puteți să aveți audiobook-ul gratuit. În schimb, dacă vreți să ascultați cărți, ele nu se pot face prin aplicația Kindle, este o aplicație care se numește Audible și, iarăși, fiecare carte, în general, fiecare carte costă. Sau se plătește un abonament separat, nu, din câte știu eu se plătește, nu l-am, deci nu am Audible, dar pentru că am pe Scribd absolut tot ce vreau și dacă nu există nici pe Scribd, nici pe Kindle, mai aștept. Sau îmi cumpăr pe Kindle cartea și o citesc. Pentru că sunt atât de multe cărți bune pe Scribd pe care le pot asculta sau citi încât nu mă grăbesc cu alte cărți. Ultimul audiobook pe care l-am ascultat în mașină, mergând la Târgu Jiu și venind de la Târgu Jiu, o să vă spun, este o carte absolut senzațională. Este Dispensa, Superconscious, am ascultat-o în engleză, acolo sunt în engleză, și este o carte extrem de bună, pe care chiar m-am gândit după ce am ascultat-o că ar fi cazul să o și citesc, nu numai să o ascult. Percepem 10% din ceea ce ascultăm și mai mult ca sigur dacă aș mai asculta o dată aș înțelege mai mult din ce spune Dispensa acolo, plus că are meditații, are foarte multe lucruri. Este o carte pe care chiar vă recomand să o citiți, ascultați în orice format vreți voi. Acum, apropo de cărțile fizice, o carte pe care o citesc acum în fiecare seară este o carte care se numește Principii de Ray Dalio. Este o carte scrisă extrem de simplu, cu niște cuvinte simple, foarte concrete. Este vorba despre experiența lui și despre viața lui. Citesc la ea, să știți că n-am citit-o toată, deci n-aș putea să vă fac un rezumat al acestei cărți. Pot doar să vă spun că este o carte ușor de citit pentru cei care și este de interes pentru cei care sunt în business, cei care vor să joace la bursă, cei care vor să înțeleagă financiar ce se întâmplă, mai ales când sunt situații și crize financiare, mai ales când vor să investească, mai ales când vor să înțeleagă ce se întâmplă cu inflația. El are, de exemplu, rău să te preocupi să faci o impresie bună, bine, te preocupi să-ți atingi scopul. Rău, iei decizii pe baza consecințelor principale, bine, iei decizii pe baza consecințelor principale, secundare și terțiare. Rău, nu te tragi la răspundere nici pe tine, nici pe alții, bine, te tragi la răspundere și pe tine și pe alții. Aici este, are niște principii de viață care se regăsesc în business, principii de muncă, are practic totul, este aici în
în această carte atât principii de viață cât și principii de muncă, pentru că principiile de muncă se inspiră din principiile de viață. N-am putea avea niște principii muncă și în viață să nu le avem, practic de aici, din viață. Munca face parte din viață. Este o carte pe care am văzut-o și la alți prieteni, că o citeau în aceeași perioadă cu mine. Vă recomand pentru că ar fi cazul să avem cu toții un fel de educație financiară. La noi în România cred că această parte de educație lipsește cu desăvârșire și e cazul să ne educăm puțin și pe partea asta financiară, și el o face atât de clar, de simplu, de evident, de ușor de înțeles, încât o să vă placă. Dacă vreți să știți mai multe, e clar, este acel dacă. Pentru că sunt oameni care pur și simplu nu sunt interesați de genul ăsta de cărți. Eu vă recomand. Altă carte este Atomic Habits. Nu știu dacă cred că am mai vorbit de ea. Este o carte pe care am ascultat-o, să știți. Nu am citit-o, o am acum în print, dar am ascultat-o. La vremea ei a făcut mari furori când a apărut. Schimbări mici, rezultate remarcabile, o cale ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri bune și de a scăpa de cele proaste. A mai fost o carte, mai este o carte de fapt, care se numește Healthy Habits, parcă, și voiam să citesc acea carte, însă mi-a căzut în mână, am găsit-o pe audiobook pe aceasta, Atomic Habits. Mi-a plăcut foarte mult pentru că este o carte extrem de practică și de utilă. Schimbăm obiceiurile. Este ca un fel de ghid, ca un fel de ghid practic, și datorită ei mi-am înțeles anumite obiceiuri, de ce am anumite obiceiuri sănătoase, cum este acela de a mă trezi dimineața de vreme, de a-mi întinde salteaua de yoga și de a începe practica yoga în fiecare dimineață, indiferent cât de obosită sunt, câte am de făcut, cât chef am sau cât chef nu am, pur și simplu asta fac. Am acest ritual zilnic de yoga și alte ritualuri pe care le-am inserat, le-am creat în viața mea și care sunt considerate, și de mine inclusiv, ritualuri sănătoase și care mă ajută să am o viață fericită. Vă recomand această carte dacă vreți să vă aduceți mai multă ordine în viață, vreți să vă aduceți obiceiuri sănătoase, vreți să vă inserați diverse ritualuri în viață, vreți să înțelegeți de ce acționați într-un anumit fel. Este un ghid de ajutor. De asta vă recomand. Altă carte este Brené Brown. Brené Brown este despre... Este carte care cred că e cea mai renumită. A avut un speech la TEDx acum mulți ani, care a avut unul din recorduri ca și vizualizări despre vulnerabilitate. Este curajul de a fi vulnerabil. Schimbă felul în care trăiești, iubești, educi și conduci. Și îndrăznește să conduci, spune Brené Brown în una din cărțile ei anterioare. Ce înseamnă vulnerabilitatea? Este o carte care, să știți, m-a inspirat și pe mine atunci când am scris cartea Puterea feminității, arta seducției. Pentru că vulnerabilitatea este considerată un trait feminin, o trăsătură feminină, însă este o trăsătură umană. Nu este specifică feminină, deși cumva nouă ca femei ne este mai ușor și mai accesibilă această vulnerabilitate versus bărbați, pentru că bărbaților li se spune să nu-și arate emoțiile, să-și ascundă, să se stăpânească, să fie puternici și își reprimă cumva această vulnerabilitate. Doar că este, vulnerabilitatea înseamnă curaj, în primul rând. Înseamnă curajul de a se exprima. O să deschid, hai să vă spun ce spune Seth Godin. Vulnerabilitatea nu înseamnă doar să cunoști victoria sau înfrângerea, ci să înțelegi că ambele sunt necesare. Înseamnă să te implici cu toată ființa în ceea ce faci. O carte minunată, imperios necesară, esențială și amuzantă. N-am putut să o las jos. Vorbește despre rușine, despre strategie de fugă, despre frică, despre curaj, despre impunerea unor limite, descoperirea adevărului. Ca orice carte, să știți, este o carte care face o lectură foarte bună. Doar că dacă rămâne doar la nivel teoretic, doar la nivel rațional și fără să implementați nimic, fără să experimentați ceea ce cartea asta spune, fără să ziceți, ok, am citit această carte, nu mă arunc la următoarea, ci am citit această carte, hai să vedem ce pot implementa din ea, să duceți în experiență ce ați învățat din cartea asta, ce ați preluat.
Adică dacă cartea asta vorbește evident despre vulnerabilitate, să începeți puțin să deveniți vulnerabile. Să vă deschideți inima, să deveniți curajoase. Pentru că a fi vulnerabil este atât de atractiv. Apropo de cartea Puterea feminității, Artea seducției, în asta vorbesc și eu acolo. În momentul în care deveniți vulnerabile, deveniți atrăgătoare. Asumarea vulnerabilității și, în general, a slăbiciunilor, vulnerabilitatea și slăbiciunea, să știți că nu sunt același lucru, dar în momentul în care vă asumați ce nu puteți, ce vă e frică, ce nu știți, ce vă temeți, deveniți atractive. Pentru că oamenii, în general, ascund aceste vulnerabilități sub preșii, sunt puternici și nu-și asumă faptul că pot greși, că le e frică, că le e rușine, că au traume, că nu sunt perfecți. Și de asta e atât de atrăgătoare, pentru că noi ca oameni nu suntem perfecți, le avem și noi la rândul nostru, le avem pe toate. Și în momentul în care tu, care te uiți acum la acest vlog, îți asumi această vulnerabilitate și începi să o admiți, în general, fie în relația de cuplu, fie în relația cu părinții, fie în relația cu prietenii, și accepți că nu știi sau că nu poți sau că ți-e frică sau orice crezi tu că e vulnerabil, asta înseamnă să-ți știi vulnerabilitățile, asta te face foarte atrăgător, te face deschis, te face cald ca om. Vulnerabilitatea este o putere incredibilă. Eu zic să o testați. V-am spus despre Gabor Mate, cam astea ar fi cărțile. Mai avem o carte care însă este în mașină acum, pentru că vreau să o returnez. V-am zis că sunt cărți împrumutate sau primite cadou. Este o carte scrisă de Tim Ferriss. Are un vlog foarte cunoscut, un podcast foarte cunoscut și l-a intervievat ultima oară pe Zuckerberg. E bine, el vorbește despre cum se poate ajunge. Din păcate nu am mai să vă arăt. V-am zis, e în mașină. El vorbește despre cum putem ajunge să muncim mai puțin și să câștigăm mai mult, adică să muncim acel 4 ore, spune el, pe săptămână. Există sfaturi bune de luat din acea carte, există experiența proprie despre care el vorbește și vorbește foarte prietenos, din care se pot extrage informații și învățături. Însă eu cred în continuare că o carte atât de practică cum este acea carte, care dă exemple de site-uri, de aplicații, cred că de foarte multe lucruri care erau foarte edgy, foarte atunci, foarte noi, însă acum sunt depășite. Ne dezvoltăm cu atâta viteză încât tot ce era cool sau nou sau interesant anul trecut, anul ăsta ajunge ușor perimat dacă nu se dezvoltă și nu ține pasul cu modul în care noi ne dezvoltăm. Și nu mai spune noi ca oameni, în care societatea se dezvoltă, în care dorințele devin altele, nevoile astea, mă rog, FOMO devine arde. Pentru că de asta cumva cartea respectivă are acest, este bună, dar are acest mare dar. Aceste cărți pe care eu vă spun aici, și Brené Brown, și Gabor Mate, și Ray Dalio, sunt cărți care trec de bariera timpului. Versus Tim Ferriss. Dacă e să vă recomand pe Tim Ferriss, mai degrabă vă recomand podcastul lui sau vlogul lui și eu îl urmăresc. O altă carte pe care pot să vă recomand este cartea scrisă de mine. Cum e foarte ciudat așa să mă recomand eu pe mine? Este o carte care este un alfabet despre feminitate și masculinitate, Arta seducției, Puterea feminității, mai degrabă Puterea feminității, Arta seducției, care, așa cum v-am spus, are ca bibliografie oare și pe Brené Brown și este inspirată din yoga și ne arată cum putem să ne echilibrăm energia feminină și energia masculină. De ce vă dau acum ca exemplu este pentru că în toate discuțiile mele și toate interacțiunile mele cu mulți oameni, există toată partea asta de energie feminină și masculină, fie naște controverse, fie este complet necunoscută. Și chiar dacă e complet necunoscută, tot naște controverse. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, că lumea nu știe ce înseamnă energie feminină și masculină. Fie din start blamează energia feminină ca a fost, este o limitare a puterii feminine de către bărbați. În mare parte, femeile au fost, a existat acest control, această delimitare, această lipsă de putere pe care până la mișcarea sufragetelor din secolul trecut. Așa e, a existat. Acum însă suntem egale cu bărbații, însă ar fi important să nu devenim bărbați, noi ca femei.
Și asta face această carte, cum să ne luăm puterea înapoi, fiind puternice și în același timp feminine. Pentru că noi credem, din ce am văzut, foarte multe femei cred că pot fi puternice doar dacă sunt bărbătoase, masculine, ca bărbați. Și nu este adevărat. Suntem în primul rând feminine și puternice atunci când ne cunoaștem feminitatea și știm să o exprimăm. De asta vulnerabilitatea de care vorbea Brené Brown. Și sunt multe alte calități ale energiei feminine, cum este empatia, intuiția, creativitatea, esteticul, care țin de feminitate și pe care e bine să ni le cunoaștem, să le exprimăm și să... pentru că așa avem succes în viața personală. Asta înseamnă puterea feminității și de asta devenim, de fapt, atrăgătoare. Pentru că în momentul în care suntem feminine, atragem masculinul. Polarizăm. În momentul în care devenim și suntem puternice doar pe energie masculină, ce facem este că devenim colegi cu persoanele aflate în energie masculină sau competitori sau intrăm în conflict. Avem cele trei variante. Și ce relații sunt? Ce relații personale avem noi în momentul în care doar intrăm în competiție sau în conflict sau doar suntem camarazi? Cam astea sunt recomandările de azi. O să mai spun că această carte a mea o găsiți pe site-ul Laura Călin și în librăriile Cărturești. Și există și un set de carduri pe care nu l-am acum aici cu mine să vi-l arăt, dar îl găsiți pe aceste de carduri care pune în versuri niște fraze din carte, niște învățături din carte. Este o carte ușor de citit, pentru că și învață despre seducție și despre feminitate. Și dacă aș putea, aș face o vrajă ca toate femeile din lumea asta să devină cât mai feminine, să-și cunoască puterea feminității, pentru că lumea ar deveni mai bună și mai calmă și mai liniștită și mai echilibrată dacă am deveni noi ca femei mai feminine. De exemplu, ca să vă dau doar un exemplu, războiul reprezintă o exprimare a masculinității în exces. Prea multă masculinitate înseamnă agresivitate și conflict. Este exact ce se întâmplă atunci când fac acest vlog, undeva destul de aproape de România. Iar femeile, energia feminină când este exprimată înseamnă empatie, înseamnă căldură și înseamnă armonizare, înseamnă exact opusul a ceea ce înseamnă energia masculină în exces. Pe de altă parte, ce vreau să mai subliniez și termin, este că nimic în exces nu este bun și de asta tot timpul căutăm și e bine să știm ce înseamnă echilibru, indiferent că suntem femei sau bărbați. Astea sunt cărțile și așa v-am făcut și o paralelă între aplicații, e-book-uri și audiobooks și cărțile printate. V-am zis că eu am foarte puține cărți. Este cartea mea, de exemplu, da, și pe ea o am printată, dar în rest n-am mai cumpărat cărți în format print, pentru că le am cu mine în aplicații. Le am cu mine peste tot. Și asta ține inclusiv de partea de minimalism. Nu mai vreau să-mi aglomerez biblioteca, care este oricum aglomerată cu cărțile pe care le-am cumpărat, pentru că vreau să trăiesc într-o casă cât mai minimalistă. Asta a fost pentru astăzi. Vă urez să citiți cât mai mult, indiferent cum le citiți, că puteți să spuneți că vă plac cărțile printate, că vă plac cărțile în format digital, acele e-book-uri, că vă plac... Să știți că și eu am scris cartea, e în format e-book pe site la mine și o ador în format e-book. Mi se pare că e mult mai ușor de citit. Indiferent cum citiți, faceți-vă timp să vă îmbogățiți, să luați învățături, pentru că noi toți suntem un fel de universuri cu două picioare și în momentul în care citim o carte, intrăm în universul altei persoane. O să vă las aici, așa cum am promis, aici o să vă las vlogul despre care vă dădeam mai multe informații despre aplicații, cărți digitale, e-book-uri, audiobook-uri și așa mai departe. Poate vă ajută mai mult decât v-am ajutat eu în acest vlog. Gata! Lectură plăcută! Citiți cât mai mult! Și ne vedem la următoarele vloguri aici!